Hai, meu băiete, mai stai mult degeaba? Că de când nu plecă fata și e numai supărat, stai. Nică n-ai mai mușet. As, măi, mamă, că mi-e dor de Lucreția, n-am chef de altceva. Ei, n-ai chef. Că Buriana a avut chef să crească. Hai la prășit. Las că vin mai încolo, că acum am depresie. Hai, mă, că și roșii și au depresie, că tu crezi cu burianele pe ele. Nu știu, copilul ăsta de când a plecat fata și a ajuns un leneș, nică nu vrea să fac. Mă, mica asta nici nu mă înțelege că eu sufăr acum din dragoste. Că mi-e greu că Lucreția era sufletul meu perechi, s-a plecat așa. Ei, numai sufletul perechi eu avut, ce să zic. Că numai perechi îi dau eu niște perechi de palmi de... Numai. Nu vede că tăti vor banii lui. Hai că vin în jumătate de oră să termin să mă joc cu moți. Vine mă acum, dacă eu plec fără tine, tu nu mai vii. Vezi că trebuie să tai buruienile, nu roșiile. A, scuze. Așa o să fac și eu la iarnă când o să înșeri roșii. N-am, scuze. Fiurec, mai atent cât îți le tai. Cum pot tăi, mamă, că e complicat. Numai la Lucreția mă gândesc, că supărat are. Băi, eu numai la mâncare mă gândesc. Când o să vin și să mâncăm, tu te gândești numai la gagici. A, băi, dar un plecat în străinătat nu-s nica după aia. Păi, dar nu-s că se întoarce în 2 luni de zile cu o găsă job acolo? A, dar 2 luni trec greu. Băi, da, trec greu dacă stai și treci menta. Dacă muncești, nu temi că nu treci greu. Hai, apuc-te treabă. Nu știi tu prin ce suferință trec eu acum. Hai mă, las-mă în pace, că de fiecare dată când l-o părăsă câte una tot. Nu m-a supărat, numai așa, ba că e al lui Jeta din deal, ba că e al lui așa, Viorica de la magazin. Așa o stat totdeauna supărat și nu muși câte o luni de zile, da, să-mi pace. Ai să vezi tu și suferința ai la iarnă, că n-ai să ai un bulion, că roșiile le tai. Las măi, mamă, că tu numai la material te gândești, tu nu știi cum e cu dragostea cu asta. Băi, copchile, tu ești prost, ți-am de ateori. Fetele ăștia umblă după bani, după tractor, după căruța ta și străbu. Ți-am să cauți o fată de Doamne ajută. Nu e adevărat, am avut ghinion în dragoste eu. Băi, ai avut noroc că te-o părăsit. Că dacă aveai ghinion, îți lua și banii și tractorul și nu rămâne cu nic. Dacă eu am plecat, că tu nu mă înțelegi, tu ești rău cu mine și eu nu mai muncesc. O plecat deșteptul și m-o lăsat să îngurăpicăm. Dacă mai faci odată, chiar mă supăr tare. Ei, mămica, muncă, muncă și atât, dar nu așa trăiești. Hai mă, băiete, că nici la animale n-ai dat mâncare, nică n-ai făcut. Hai mămică, las-mă, că n-am chef de treabă, n-auzi, nu ți-am scris depresiv. Hai mă, că animalele au chef să mănânce, n-au cunosc cu depresie. Băi, mamă, dar nu înțelegi, mi-e dor de Lucreția, băi. Și la animalele dor să mănânce. Pune mâna și muncește, că dacă nu, depresia e ultima ta problemă. Dar când am chef, fă, și nu înțelegi că n-am chef. Nu vine munca, nu am chef de muncă, nu? Ha, mă, dar și aici ai pe chef? Asta te rezolvi eu toate cele, dacă e vorba de așa. Păi, uite, s-au înșeva ceva ca să te simți mai bine. Da? Ce anume? Am întrebat farmacista și o să-ți dau un antidepresiv. Păi ce-s bune? A, îți vine cheful de muncă, știi cum? Antidepresiv. Era 1.200.000 pastele. După că și când nu muncește toată ziua, mai dau și un grămadă de bani pe pastele. Lasă că rezolv eu cu antidepresiv de ăsta de la țară. Acum depinde cu administrarea cum vrei. Doză șoc sau pe perioadă mai lungă? Păi care e mai bun? Asta șoc e mai eficientă, dar e mai greu de administrat. Numai că e o leacă mai dureroasă. Aia cu administrarea pe termen lung nu are eficiența aceea. Deci, atunci doză șoc. Dacă tu ai cerut-o, eu ți-o dau. Hai mă, dai drumul la muncă mai repede, că scot eu depresia din tine. Am plecat. El a vrut doză șoc. Eu am vrut să-i dau și pe termen lung. Dacă el a vrut doză șoc, asta i-am dat. Eu când am auzit doză șoc, eu mă gândeam la o pastil mai puternic ceva, dar într-adevăr șoc am avut când am văzut-o pe mică așa nervoasă. M-am munșit de dracu mă la zile astea. Adevărul că te lasă și depresia, te apucă și cheful din muncă când te gândești că dacă nu ți-ai văzut o antidepresivă după cap. Ei, uite, așa stăm altfel de vorbă. Stai și tu uiți la poza și e tătă ziua și oftez la e. Cum mă uit eu la televizor și văd cum crește inflația? Bă, da, parcă ne-a mai trecut așa din supărare de când muncesc aici prin curte. Că până la urmă, da, vorba aia, de frică faci mult în viață. Știți cum e? Ștaci, mă, din gură, n-auzi? Vorba ce? Unde dă mama crește? Cu cui? Faci din gură, n-auzi? Filmez aici cu oamenii.